violență. Soldații americani care vor veni în România să ajute la apărarea țării în fața agresiunilor rusești sunt gata să plece din Germania. Zeci de blindate, camioane și alte utilaje ale Regimentului 2 de Cavalerie ale Statelor Unite sunt aliniate la baza din Vilseck, din sudul Germaniei. Vor pleca în convoi în scurt timp, cel mai probabil vor veni pe roți până în România, adică un drum de peste 1000 de kilometri. Comandantul soldaților care vin în România a spus că îi știe bine pe soldații români, deoarece a participat la exerciții comune în anii anteriori. Militarii Statelor Unite nu vor rămâne într-un singur loc în țara noastră. Vor face manevre cu unități românești din mai multe locuri. Together, we will assure our allies, deter our adversaries and stand ready to defend the NATO alliance. So we will ingress to a starting location, but we are already developing locations throughout the country where we will partner with various Romanian forces. So we are going to be there at the invitation of the Romanian government. We will be there as long as we're welcome and the mission requires. And so it is open-ended because it is an open-ended mission at this point in time.